Îi am ca invitați astăzi alături de mine pe Cristache Iulian, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, și pe Tudor Alexandru Panait, vicepreședintele Consiliului Elevilor la nivel național și președinte pe București, ca să zic așa. Bine ați venit! În primul rând mă interesează cum sunteți, cum traversați dumneavoastră această perioadă. Bună ziua! Mulțumesc! Nu știu, intru primul sau îl las pe tânărul? Da, vă rog, vă rog. Bun, eu de fel sunt un tip optimist. Este clar că ne confruntăm cu o perioadă pe care nu ne-am dorit-o și la care nu ne așteptam nimeni în acest moment. Eu, având o vârstă respectabilă, am prins chiar mai multe de-a lungul vieții. Am prins și revoluția, am prins și necazul cu Cernobâlul. Am prins, practic, suntem generația de sacrificiu, cum sunt elevii acum de clasa 7-a, care au început cu clasa pregătitoare și fără manuale și cu noi planuri cadru care să le încarce memoria inutil. Deci sunt ok, copiii sunt bine, cel mare este ok, fata se pregătește pentru evaluarea națională și este optimistă, chiar își dorește să iasă din casă și să susțină evaluarea națională, pentru că vedeți... Succes tuturor! Mulțumesc. Sunt contrele astea cu să ieșim, să nu ieșim. Ea este una dintre acele fete sau acei copii care își doresc să susțină până la urmă evaluarea națională și să nu echivaleze. Dacă se va hotărâ până la urmă să găsim o soluție de echivalare, deși legislația nu permite și nu văd cum s-ar putea face, nu e nicio problemă, echivalăm, că avem și la clasă avem note mari. În general, copiii au notele mai mari la clasă decât dacă ar merge pe examinare. Nu cu procent major, dar în general notele de la clasă sunt un punct, două mai mari decât ar obține la evaluare națională sau la bacalaureat. La tine, Tudor, cum e situația? Spune-mi în primul rând de tine. Vreau să știu că sunteți în regulă, după care trecem la ale noastre. Da, mulțumesc, mulțumesc, Ramona. Cum a zis domnul Cristache, că de asta spun tot timpul, mă completez cu el, a functat foarte bine. Sunt bine, chiar am un noroc strategic față de foarte mult și sunt norocul de această perspectivă, că fiind la curte pot să mai evadez, să spunem așa, din casă, am unde să aleg, unde să mai eritez și pot să schimb peisaj, să spunem așa, căci cred că cel mai greu problemă de asta e cumva să ai o sănătate mentală bună, nu neapărat excelentă, dar măcar bună. Evident, ne confruntăm cu ceva cu care nu am mai confruntat. Este evident, istoric până la urmă, este istoric ce nu se întâmplă, dacă ar fi să... Da, clar. Ieri vorbeam, întâmplarea face că m-a spus și eu printre elevii de clasa 12 care vor susține sau nu bacalaureatul, urmează să vedem. Și chiar ieri vorbeam cu părinții mei că în clasa 1, când am intrat în circuitul școlar, cine și-ar fi închipuit că peste 12 ani, după 12 ani de pregătire, totul poate să fie încurcat de o gripă mai agresivă, evident, dar de ceva ce nu părea atât de periculos în primă fază. Deci da, sunt bine, dar din nou, sunt un caz fericit, există foarte mulți copii, din păcate, care nu se pot bucura de ceea ce mă pot bucura, care, comunicând cu mine, îmi spun că le e foarte greu să rămână la un nivel de, spunem așa, de claritate mentală. Foarte mulți dintre ei sunt, poate un cuvânt utilic, dar sunt depresivi, să spunem așa, în sensul general al cuvântului, sunt triști, nu mai au niciun pic de motivație, pentru că, până la urmă, în momentul de față, ne aflăm într-un context în care știm unde vrem să ajungem, la bacalaureat, se încheie anul școlar, dar, din păcate, Ministerul și autoritățile publice nu ne spun cum, când, în ce context, nu există comunicare, și aici nu mă refer la comunicare între noi și domniile lor, mă refer la comunicare între domniile lor și publicul, pentru că, de fapt, există foarte multe păreri împărțite, care, evident, duc mai departe la o stare de neclaritate. Da, vom ajunge și la discuția asta, deși ai spus și ai punctat foarte bine că încă nu avem foarte multe date concrete. Revin la domnul Cristache și sunt convinsă că în perioada aceasta a ținut legătura cu părinții, pentru că îi și reprezentați. Care este, pentru că după câteva săptămâni de carantină, ca să zic așa, de izolare, putem să tragem o concluzie. Care ar fi feedback-ul primit de la părinți până în acest moment în ce privește cursurile online, platformele pe care se urcă temele? Sunt mulțumiți de curs normal. Ce părere aveți dinspre dânsii? Bun, referitor la platformă, părerile sunt părțite. Și știți foarte bine că avem
zona de urban și zona de rural, exact cum se întâmplă și în sistemul educațional, urbanul mai sus, ruralul mai jos, și din punct de vedere al infrastructurii, și din punct de vedere logistic, și din punct de vedere al resursei umane. O parte dintre copiii noștri sunt mulțumiți de aceste lecții online pentru că sunt mai bine pregătite și profesorii care sunt respectați și își fac datoria la clasă, își fac și acum în mediul online. Profesorii care într-adevăr sunt mai reticenți sau nu empatizează și nu știu să colaboreze cu elevii în față în față, același lucru se întâmplă și acum în mediul online. Știți foarte bine că în prima fază Ministerul a venit cu o recomandare pentru aceste lecții în mediul online. Și recomandarea era logică în acel moment, pentru că nu știam că vom avea o a doua etapă de suspendare a cursurilor, a doua decretare de stare de urgență, astfel încât pe care de consecință să avem și suspendarea cursurilor. Acum, după ce a trecut și sărbătorile pascale și suntem în continuare acasă, cel puțin până pe data de 15 mai, și mă refer la societatea civilă, că nu cred că școala va începe în a doua perioadă a lunii mai, deja trebuia să apară într-un fel recomandarea să fie transformată în educație, pentru că chiar așa era. Erau profesori care nu vreau să interacționeze sub nicio formă în mediul online. Erau părinți care mă sunau și spuneau că nici măcar cu bună zi, nici măcar un simplu bună ziua nu au primit proprii copii. Și prin acest ordin de ministru se încearcă o standardizare în limitele posibilităților a acestor cursuri în mediul online. Deci da, se fac și la nivelul profesorilor pe repede înainte, astfel încât să învețe, să interacționeze în mediul online. Este clar că avem o situație de compromis. Ordinul este un compromis, pentru că la situații excepționale avem măsuri excepționale și trebuie să le acceptăm din acest punct de vedere și solidaritatea trebuie să fie în adevăratul sens al cuvântului și nu doar prin declarații, ci și prin ceea ce reușim noi să facem ca familie, să reușim să venim în sprijinul copiilor, să-i ajutăm, să înțelegem. Ei la rândul nostru trebuie să ne înțeleagă pe noi că și noi avem probleme, sunt familii care au intrat în șomaș tehnic, care nu au posibilități financiare și vă dați seama că numai la aceste lecții în mediul online nu se gândesc. Una peste alta este o situație deosebită, în sens negativ și nu în sens pozitiv, dar sunt sigur că o vom trece. Până la urmă, viața nu stă numai într-o perioadă de timp, ci sunt multe de construit, multe de făcut. Cel puțin voi sunteți tineri și aveți tot viitorul în față și important este ca dintr-o astfel de situație să învățăm ceva și sper ca clasa politică, unor clasa politică, cum spun eu mereu, să învețe dintr-o astfel de nenorocire, practic vorbim despre o situație în sens negativ, și să finanțeze în final sistemul de învățământ și nu neapărat pe o perioadă de timp îndelungată, ci acum să injecteze sumele necesare astfel încât să putem să vorbim de egalitate de șanse, astfel încât tot copiii din mediul rural să poată să interacționeze și să asigurăm, exact cum spune legea și Constituția, egalitate de șanse pentru toți copiii acestei țări, viitori profesori, viitori politicieni, viitori părinți. Și vreau să mai spun ceva, pentru că respect punctul de vedere primit de CNE, prin care îi intimidează Ministerul Educației și Cercetări. Ministerul Educației Naționale acum și cercetării, că nu știu, vine un pic aiurea cu denumirea asta nouă. Să știți că finanțarea și dotarea cu dispozitive electronice nu înseamnă că vom avea peste noapte și profesori care știu să predea în online, nu înseamnă că vom avea și familii responsabile care să vină în sprijinul copiilor, nu înseamnă că o parte dintre acești copii vor și învăța. Este doar un prim pas pe care Ministerul trebuie să-l înțeleagă că trebuie să-l facă, urmând ca noi, prin intervențiile pe care le facem, prin modificarea legislației și prin crearea de obligativitate și de sancțiuni, pentru că așa se construiesc națiunile dezvoltate, obligații și sancțiuni. Dacă nu ai sancțiune și totul este doar la nivel de poate, exact cum avem în legislație, consiliile locale pot finanța, consiliile județene pot finanța, numărul de elevi de la clasă poate fi depășit, nu. Trebuie să avem o nouă lege și o abordare nouă, astfel că să punem piciorul în prag și să mergem pe calitate 100%, să nu mai existe niciun compromis, niciun punct de vedere. Ați punctat exact ce urma să vă întreb pe parcurs. Este foarte important, exact cum ați spus și dumneavoastră, ca din această situație negativă, să nu numim dramatic încă sau mai departe, din această situație negativă, să plecăm cu niște lucruri învățate,
de care sunt convinsă că noi ne-am prins, noi cei aflați în discuție, și exact cum ați punctat dumneavoastră, cei care sunt factori de decizie ar trebui să-și noteze frumos ca pe viitor să investească în aceste cursuri. E clar că viitorul acesta este. Sunt țări dezvoltate care de foarte mulți ani sunt exclusiv pe aceste platforme, nu mai folosesc caiete, au doar tablete și, calculatoare. E clar că trebuia cumva să ne aliniem, păcat că va trebui să o facem puțin brusc, dar dacă nu o vom face, vom pierde foarte mult, foarte mult ce să mai încolo și încoace. În regulă, Tudor, te rog frumos, dacă până acum domnul Cristache ne-a spus ce simt părinții, ce spun elevii, dacă sunt mulțumiți, dacă au avut parte în mod corect de aceste cursuri, despre care și ca părinte pot să-ți spun că sunt școli în orașele mari unde s-au desfășurat impecabil, pe de altă parte, tot în orașe mari, nu prea s-au întâmplat, doar s-au urcat pe platforme, teme și s-au trasat pentru copii tot felul de sarcini, mai puțin din partea profesorilor. Cumva nu a fost echilibrată situația, dar minte în mediul rural. Da, noi avem o vorbă românească, cea care spune cum îți citește locul. Și pornind de la asta, aș vrea să spun că, după cum a spus și domnul Cristache, există două categorii de profesori. Cei care, de fapt, aș spune trei. Cei care sunt implicați și în clasa fizică, dar și în clasa online. Cei care, din păcate, mimează ca o activitate strict pentru a-și ponta, să spunem așa, orele de muncă, pentru că foarte mulți încă nu înțeleg cum funcționează acest nou sistem și care ar fi obligațiile lor. Și atunci preferă să se facă, că își desfășoară activitatea, pentru a fi asigurați că le va veni remunerația. Și avem, evident, pe treia categorie, cea a profesorilor care oricum nici în clasa de curs, nici în clasa digitală nu sunt implicați. Acum, din perspectiva noastră a elevilor, n-am auzit până acum decât foarte puține păreri de la bine în sus. Principalele păreri pe care elevii ni le spun este că, da, este decent. Cam asta ar fi tonul de exprimare, în sensul în care, în lipsă de altceva, este bine și atâta. Dar nu există o părere echivocă cum că această predare online este eficientă și că, într-adevăr, poate suplini învățământul fizic, pentru că doar să puneți acest lucru. Învățământul digital, într-adevăr, este o chestie foarte bună, trebuie să existe, dar niciodată nu va putea sau poate va putea într-un moment sau altul, dar în momentul în care nu suntem pregătiți noi ca țară și noi ca cetățeni și noi ca elevi să ne mutăm strict în digital. O parte foarte bună a activității de predare la distanță în momentul de față este faptul că într-un fel sau altul, copiii reușesc să comunice între ei. Este foarte important ca în perioada aceasta, cumva, să avem parte de socializare, de comunicare, să ne vedem la față, să putem să ne simțim ca și cum am fi în clasă. Și atât e un aspect foarte bun pe care, un aspect, dacă poate neașteptat, dar foarte pozitiv, pe care școala online a reușit să o facă. Acum, cu privire la poziția CN pe care am prezentat-o spațiului public, în care am solicitat Ministerului să retragă ordinul care introducea obligativitatea ca elevii să participe la orele online, aș dori să fac câteva precizări. Nemulțumirea noastră nu provine neapărat din faptul că a fost introdusă această obligativitate, ci provine din cauza faptului că a fost introdus un paragraf prin care Ministerul și autoritățile publice locale, după cum a spus domnul Cristache și pun la accent pe cuvântul POT, au transformat POT-ul în nici nu mai contează, pentru că au introdus un nou paragraf în acel ordin de ministru prin care părinții sunt responsabili de modul în care elevii vor putea să acceseze acel spațiu online, acest spațiu digital. Iar acum vorbim despre un context, contextul României, o țară care totuși nu se poate mândri cu un învățământ bine pus la punct, digitalizat și care să nu aibă lacune, este evident că este o măsură care va crea discriminare, pentru că avem până la urmă copii care făceau un efort în perioada de nepandemie să ajungă la școală fizic, făceau un efort să-și cumpere manuale, să-și cumpere caiete, să aibă ce mânca acasă și așa mai departe. Iar acum, prin această schimbare de responsabilitate de pe umărul autorităților publice, pe umărul părinților, se creează o și mai mare debalansare a echipabilității, pentru că vom avea cazuri de copii care fizic, efectiv, nu vor avea cum să acceseze acest spațiu online, pentru că nu vor avea cu ce și pentru că nu vor avea cum. Chiar dacă ar avea cu ce, nu sunt pregătiți nici ei de foarte multe ori să folosească acele platforme. La fel cum a spus și domnul Cristache, chiar dacă, în momentul de față, toți profesorii ar avea, să spunem, dispozitive de ultima generație, licențe pe toate platformele educaționale care există în momentul de față, o problemă foarte întâlnită pe care am auzit-o de la
toți profesorii cu care am comunicat, este cea că platformele nu sunt unitare. Fiecare platformă are, evident, funcționalitățile particulare, care cumva nu se unesc într-o aplicație mai mare. Trebuie să folosească mai multe platforme, pentru că școala cumva are o platformă, fiecare profesor are altă platformă. Și aici se simte evident faptul că în ultimii 30 de ani România prin guvern nu a fost în stare să-și asigure o politică de digitalizare a educației și nu numai. Deci cumva, în momentul de față, e situație, de adevăr, cu care nu am mai întâlnit, o situație tragică, dar în continuare dorința noastră este ca acei copii care sunt în an terminal, mai ales în an terminal, și care sunt în situație de rică, adică care nu au acces la calculator, telefon, ceva cu care se va conecta online, să primească un sprijin financiar din partea autorităților publice locale, prin care să li se cumpere un telefon, o tabletă, un device inteligent pe care să se poată folosi pentru a se conecta. Pentru că până la urmă, după cum spune și Constituția, cu toți avem aceleași drepturi, avem acces la educație gratuit. Iar acest nou ordin, din punctul nostru de vedere, încalcă aceste principii fundamentale. Pentru că, Tudor, dăm voie să spun, deja pe social media au apărut termeni destul de duri, cum ar fi discriminare între urban-rural și, pe bună dreptate, sunt copii care nu au văzut tablete sau telefoane inteligente până în 2020, garmite să participe și să aibă un acces lejer, ca să zic așa, la aceste cursuri. Un alt handicap este faptul că nu neapărat dorința sau voința, dar au fost profesori depășiți din foarte multe puncte de vedere, care nu au putut să se alinieze acestor standarde, pentru că niciodată autoritățile nu au investit în cursuri și în tot ce ține de platforma aceasta în online. Privind doar asta, dacă puteți, totuși, cum a spus și domnul Chistache, și eu și dumneavoastră avem încercat să avem un spirit pozitiv și să ne gândim la bine. Cumva, ce aș vrea să mai punctez este că, într-adevăr, știm unde ne aflăm, din păcate observăm că sunt foarte multe persoane care arată puterea, care neagă că ne aflăm într-o situație critică, dar e important să învățăm și, exact cum ai spus și tu, Ramona, e foarte important să învățăm faptul că pe viitor este nevoie să investim în digitalizarea sistemului de învățământ. Este foarte important să investim în pregătirea continuă și perfecționarea aptitudinilor tehnologice ale profesorilor, dar și ale elevilor, pentru că, din păcate, la școală, nici noi elevii, dar mai ales profesorii, nu suntem învățați cum să folosim aceste platforme și nu ne sunt la îndemână, pentru că dacă nu fac parte din circuitul nostru educațional, nici nu avem cum să ne învățăm. Iar, din nou, punctez, obligativitatea de a participa la cursul online este foarte bună într-o societate care era pregătită pentru această obligativitate. Domnule Chistache, haideți să ne gândim, pentru că nu mai e foarte mult până în acest mult spus în zilele acestea, 15 mai. Ce se va întâmpla? Vom începe școala? Aveți idee? Cum vor fi împărțiți copiii? Situația este delicată, pentru că nu cred că nici măcar ministerul nu poate să decidă ceea ce trebuie să facă o familie cu propriul copil. Eu susțin, și nu numai eu, ci Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, și chiar și acolo între noi avem conflicte cu ghilimele de rigoare, susțin doar întoarcerea pentru anii terminali, astfel încât să, într-o perioadă de timp scurtă, să poată să li se încheie de zile și să stabilim termenele pentru aceste două examene, evaluarea națională și bacalaureat, în luna iulie, exact cum a spus și doamna ministru. De asemenea, avem nevoie de abatere de la metodologie, astfel încât fiecare elev să dea acest examen în unitatea de învățământ, să nu mai existe acele centre de examen, încercând să reducem nivelul de sau riscul de contaminare. Și acolo trebuie, tot personalul asistent trebuie redus pe cât posibil, nu mai e nevoie atâta timp cât avem supraveghere audio-video, să avem câte 3 asistenți la o sală de curs, astfel încât să încercăm și în acest punct de vedere să reducem riscul. Cu ceilalți ani non-terminal este o mare problemă, pentru că vă spun că sunt părinți care spun că, indiferent ce va decide ministerul, ei nu-și vor trimite copiii la școală. Și trebuie să înțelegem. Și ministerul trebuie să găsească o soluție și probabil că această soluție este chiar acest ordin de ministru care reglementează predarea în mediul online, numai că avem o problemă cu evaluarea și notarea. Nu poți să notezi în online, legislația nu-ți permite. Știm foarte bine că legea nu se poate modifica printr-un ordin de ministru, ci numai printr-o ordonanță de urgență. Nu cred că în acest moment
guvernul își va asuma ordonanță de urgență care să modifice legislația educației naționale, care și așa este pulită, cea care a apărut în 2011 și are peste 100 și ceva de amendamente. Până peste alta, suntem într-un moment delicat, părinții nu vor să-și trimită copiii la școală, unii într-adevăr, pe bună dreptate, unii și cointeresați, mă refer la cei din anii terminal care știu că au amendamente mai mari și vor să evalueze într-un fel, vor să evalueze într-un fel nota de la clasă cu ceea ce poate obține la o eventuală repartizare pentru liceu. E o situație delicată, nici eu nu pot să mi-asum, deși am ieșit public și am spus că susțin întoarcerea pentru anii terminale, astfel încât să nu creăm inechitate și copiii să fie evaluați. Vom vedea, sperând că săptămâna viitoare vom avea soluții. Nu susținem întoarcerea clar în imediat după data de 15 mai, ci eventual începând cu primele zile ale lunii iunie. Și dacă într-adevăr ministerul va decide împreună cu acel grup de situații de urgență să revină și ceilalți ani, punctul nostru de vedere ar fi ceva de genul să revină anii terminal pentru o perioadă scurtă de timp, 2-3 săptămâni maximum, și ceilalți ani, tot așa pe ciclu de învățământ, o săptămână eventual să vină ciclu primar, astfel încât să fie împărțiți în mai multe grupe și să încheie mediile, o săptămână să vină și ciclu gimnazial să încheie mediile și la liceu, la fel, astfel încât să găsim posibilitatea să închidem situațiile școlare și să trecem într-o situație viitoare posibilă, incertitudine, ce vom face cu toamna, cu anului școlar care urmează să vină. Nu știu, pentru că nu vom găsi un vaccin până atunci și dacă vom găsi un vaccin, nu știu ce părinte va risca să-și injecteze copilul cu un vaccin care a fost făcut repede înainte și nu ai certitudinea că nu te îmbolnăvești mai rău decât scap de un virus care nu se manifestă agresiv la voi fiind tineri, ci doar de la o anumită categorie de vârstă în sus. Sunt multe întrebări și puține răspunsuri. Eu chiar am postat pe rețeaua de socializare că sunt unii dintre părinți care nu înțeleg că trebuie să avem un dialog, indiferent de punct de vedere, și chiar mă jignesc. Eu cred și că asta e soluția în momentul ăsta. Doar dialogul ne mai poate... Nu cred și am întrebat dacă sunt gata să garanteze că dacă niciun copil nu se va mai întoarce la școală, dacă proprii copii nu vor ieși afară după data de 15 mai și mi-e tare frică că vor fi plajele pline în vară, fix cu acești copii și cu aceste familii care spun că nu vor săriște să-și trimită copiii la școală astfel încât să-și cheie anul școlar. Deci una peste alta mi-am pus întrebarea, n-am vrut înghețarea anului școlar și aici am fost cu toții de acord, este cea mai bună soluție, că nu ne putem bate joc de un an în viața voastră. Nu vrem predare online și obligativitate că se creează presiune. Nu vrem monitorizare și raportează că se creează presiune. Nu vreți să ne întoarcem la școală, dar cu soluție nu se vin. Doar majoritatea dintre ei și-au luat pe nu în brațe. Pun pe bună dreptate că nu vor să riște cu propriul copil, dar nu vor să vină cu nicio soluție. Și mi-e tare frică că ei sunt primii care vor încălca legislația după data de 15 mai, pentru că noi suntem obligați să ieșim afară. Noi suntem viitor posibil contact pentru proprii copii, pentru că trebuie să ne întoarcem la muncă, nu avem ce face și putem contacta acest virus și să-l dăm fără să ne dorim acest lucru. Sunt foarte multe semne de întrebare și răspunsuri, din păcate, sunt puține, pentru că trăim într-o perioadă de incertitudine. Ne luptăm cu un dușman invizibil, nu-l putem combate, vedeți că suntem în secolul vitezei, vorbim de calculatoare care pot face niște... sau pot fac simulații care pot pune în pericol cele mai sigure sisteme la nivel planetar, dar din păcate nu putem să combatem un banal virus cu ghilimele de rigoare la nivel teoretic, dar practic suntem îngenuchiați și suntem într-o fază de pionerat, dacă mă întrebați pe mine. Practic am anulat tot acest avantaj tehnologic pe care noi l-am întumat în ultimii 20-30 de ani. Suntem... practic într-o luptă fără mânuși, practic suntem în prima linie într-un război cu mâinile în buzunar și cu un dușman invizibil. Este adevărat. Ce le transmitem Tudor copiilor, colegilor tăi, acelora despre care spuneai că pe bună dreptate încearcă depresia, încearcă anxietatea, sentimente contradictorii, le este dor de colegi, le este dor de socializare. Socializarea ne ține o minte activă și sănătoasă. Cum îi facem să înțeleagă că este pentru binele lor să aibă răbdare? Socializarea să se producă treptat,
să își asculte părinții mai mari, profesorii, cum facem să ajungem cumva la sufletele lor, pe asta mai mizăm. Din păcate, un răspuns clar nu am, pentru că dacă aș fi un răspuns clar, probabil că nu eram singurul care l-avea. Cred este că e important să înțelegem că până la urmă ne aflăm în aceeași situație. Nu nimeni, adică există un internet cum mă încaldesc și eu, care avem norocul să putem sta la curte, să putem să respirăm mai curat, dar total cu toate trăim același context în care suntem închiși într-un spațiu într-un spațiu pe care îl cunoaștem foarte bine și spațiu în care nu mai putem evada, plus avem același probleme când vine vorba de educație și de incertitudine. Astfel încât un sfat nu aș avea. Singurul sfat este un sfat cer n-aș avea. Singurul sfat așa poate pretenesc ar fi doar să înțelegem faptul că suntem toți în aceeași luptă, suntem toți în aceeași situație și evident că toți încercăm să ieșim cât mai ridicat din această luptă. Spun luptă pentru că, din nou, nu știm, nu ne așteptam la așa ceva, nu știm ce se va întâmpla și evident când e vorba de incertitudine, nu poți să ai un plan, atunci se manifestă ca o luptă. Deci sfatul nu ar fi doar să stai în capul ridicat, să ne gândim că totul va fi bine și va fi bine, asta e clar, e vorba doar de o perioadă de timp până când totul va reveni la normal. Trebuie doar să învățăm să avem răbdare, cred că răbdarea e cuvântul de ordine. Răbdare și doar ca să pot să punctez pe cuvintele domnului Cristache, partener și am colaborat foarte bine, a spus exact ceea ce trebuia și vreau încă o dată să reiterez ideea pe care dumneavoastră a transmis-o. Este important să dialogăm, este important să avem păreri contradictorii, este foarte important să avem păreri contradictorii pentru că doar așa putem să găsim o soluție comună. În momentul în care luăm pe nou în brațe și spunem că totul este la pământ, că totul este jalnic, că nu se poate face nimic, gata, de mâine se termină tot, este evident că doar asta se va întâmpla. Este important să privim pozitiv, este un episod, 2021 va veni indiferent că vrem că nu, la fel și 2022, tot se termină de mâine, de poi mine. Avem mult timp de trăit în față și este important să gândim în perspectivă. Fiți acest lucru, faptul că nu am gândit în perspectivă și probabil că asta ar fi lecția pe care să învățăm, faptul că nu am gândit în perspectivă ne-a făcut să ajungem astăzi aici. Este important să dialogăm, să fim uniți și să înțelegem că trebuie să fim solidari, pentru că doar așa putem să trecem cu bine peste aceste momente. Și să venim cu idei până la urmă, pentru că mi-a rămas treaba asta de la domnul Cristache mai devreme, pe lângă blamat, care e firesc pentru că te lupți cu ceva necunoscut, hai să venim ca părinți și cu soluții. Bănuiesc că dumneavoastră primiți sugestii și cred că și încurajați pe părinți. Măi, oameni buni, dacă aveți idei, dacă aveți soluții care ne-au scăpat nouă, bănuiesc că vă scriu, vă spun. Domnișoară, ce vreau să spun, inclusiv tânărul Panai, ei gândesc strict numai prin propriul interes. Spre deosebire de noi cei care suntem în contact cu Ministerul, noi știm și anumite lucruri care ei nu au habar de ele, inclusiv la nivel legislativ. Deci nu poți peste noapte sau să decreteze acum, mâine, gata, nu mai merge nimeni la școală, închide mediile și le echivalăm cu prima și cu a doua notă. Este o muncă titanică, că pentru că ai copii în stare de corigență, sunt copii care poate au absențe și trebuie să recupereze materie. Și sunt multe, foarte multe lucruri. Este important să învățăm să trăim cu acest virus, pentru că nu dispare, nu va dispărea peste noapte. Dacă înțelegem că trebuie să învățăm să trăim cu acest virus, viața noastră va reveni la normal. Altfel vom avea probleme. Nu putem sta închiși la nesfârșit, pentru că un copil de ciclu primar, care îl vom ține închis încă 2-3 luni de zile acasă, fără să-l scoatem, dacă un părinte ar fi super, super grijiliu, riscă să aibă alte afecțiuni, să fie afectat psihic. Și atunci îți pui întrebarea sau pui în balanță ce este mai bine, să contacteze un virus care la vârsta lui teoretic nu este periculos sau să rămână pe viață cu sechele. Deci trebuie să fim foarte, foarte bine înțeleși, trebuie să găsim soluții, să știți că nu sunt multe în acest moment, pentru că nu ai decât 2-3 soluții și 2-3 scenarii. Ori te întorci la școală, ori nu te întorci, dacă te întorci este în regulă că se găsește soluții să încheie mediile și încheiem anul cu curiculă neparcursă care trebuie să se raporteze anul următor și chiar stăteam și mă gândeam ce facem cu această curiculă care neparcursă în semestrul al doilea și vorbim de aproape 3 luni de zile, care trebuie să raporteze la elevii care acum sunt clasele a 7-a și a 11-a. Pot suporta acești elevi un plus de curiculă în situația dată, astfel încât anul următor în examen să intre cu fruntea sus?
Și atunci ministerul trebuie să intervine o programă, trebuie să găsească soluții să reducă programa și curicula corespunzător măcar pentru acești ani, pentru elevii care sunt în clasele a 7-a și a 11-a. Soluții sunt, este nevoie de un pic de voință, de înțelegere. Este chiar și o situație dramatică, pentru că spuneai mai devreme, ai încercat să eviți și ai zis negativ, exact cum am spus că nu, sunt familii care și-au pierdut semeni și este, pentru acele sute de familii, este o situație dramatică și trebuie să avem compasiune, trebuie să înțelegem și nu trebuie să ne ferim să spunem aceste cuvinte mari. Vedem! Trebuie să trecem peste el, vedem ce se va întâmpla de săptămâna viitoare, cu certitudine vom avea scenariile mai aproape de adevăr trimise de către Ministerul Educației și Cercetării, adică vom ști până la urmă dacă anii terminali și cred că și voi, Panait, am înțeles că susțineți anii terminali. Eu primesc foarte multe mesaje chiar și de la colegii voștri care spun că își doresc să susțină bacalaureatul. V-am emis această ipoteză în spațiu public, bineînțeles că sunt părinții foarte virulenți și spun că nu, ei nu-și trimis sub nicio formă și ne-a spus, dar sunt copii majori și nu aveți cum să-i convingeți, putem să vorbim de cei care sunt minori, care au 14-15 ani și sunt la evaluare națională. Trăim până la urmă și închei, nu vreau să vă mai țin, școala nu este ruptă de contextul societății. Nu avem o societate așa cum ne dorim și școala nu poate să fie ca într-un glob de sticlă, chiar dacă vom veni cu educație și finanțare suplimentară. Avem nevoie de ani de zile de finanțare, astfel încât să vină în sistem oameni educați, să viitoarele familii să știe să fie responsabile și să se duce proprii copii, astfel încât să ne ridicăm la un standard de valori pe care ni le dorim cu toții. Indiferent cât reglementăm, chiar și dacă vom da amenzi, chiar dacă vom avea și sancțiuni, peste noapte nu se pot face minuni și plătim oarele sparte pentru lipsa finanțării în ultimii 30 de ani, din păcate. Așa este. Vă mulțumesc frumos pentru timp, să aveți un weekend minunat, să fiți sănătoși și să ținem legătura pentru a-i ajuta până la urmă pe cei care ne ascultă. Publicul nostru este un public tânăr. Părinții intră la noi și ne-au tot întrebat. De asta am ținut să vorbesc cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat Radio Trainer. La revedere, weekend plăcut! Doamne ajută, la fel! Mulțumim și noi!